Bine v-am regăsit la Probleme rezolvate greșit. N-am publicat de mult un material în acest playlist, dar voi încerca să public mai multe în această vară. Azi vă prezint, cu ajutorul unei probleme de termodinamică, un alt tip de greșeală în rezolvare decât cele despre care am vorbit până acum. Să vedem întâi enunțul problemei. Deci datele problemei sunt următoarele. Secțiunea pistonului, secțiunea tubului și deci și a pistonului este 100 cm pătrați, ceea ce înseamnă 10 la minus 2 metri pătrați. Apoi volumul inițial este 5 litri V1, ceea ce înseamnă 5 ori 10 la minus 3 metri cubi. Presiunea inițială este presiunea atmosferică normală, adică 10 la 5 pascali sau newton pe metru pătrat, iar constanta elastică a resortului este 500 de newton pe metru. Acestea sunt datele problemei. Puteți vedea aici două desene. Primul reprezintă starea inițială a sistemului, iar al doilea, starea finală. Întâi o observație importantă, deoarece enunțul spune că inițial presiunea dintre cele două pistoane este egală cu presiunea din exterior, înseamnă că inițial resortul nu este deformat. Pentru că dacă ar fi comprimat, presiunea dintre cele două pistoane ar fi mai mare decât presiunea din exterior. Sigur că în cazul acesta ar trebui ca pistonul din dreapta să poată fi blocat și enunțul nu vorbește despre așa ceva. Iar dacă resortul ar fi întins, atunci presiunea ar fi mai mică între cele două pistoane decât în exterior, dar din nou pistonul din dreapta ar trebui să fie blocat în acest caz. Nu este cazul, ceea ce înseamnă că, așa cum am spus, inițial, resortul nu este deformat. În aceste desene am notat cu X deplasarea pistonului din stânga, atunci când pistonul din dreapta și-a terminat cursa, adică a ajuns în locul în care inițial era pistonul din stânga. După cum se vede, dacă notăm area secțiunii tubului cu S, așa cum am și notat-o, volumul final ocupat de gazul dintre cele două pistoane se poate scrie prin produsul S ori X. Deci volumul al doilea în starea finală este S înmulțit cu X. Deoarece enunțul spune că avem o compresie lentă, pistonul din dreapta se mișcă încet, trebuie să presupunem că avem o transformare odată quasi-statică, deci reversibilă, dar și izotermă. De obicei, când enunțul problemei spune că un gaz care nu este izolat termic de exterior este comprimat lent, trebuie să presupunem că transformarea este izotermă. Și aceasta pentru că se degajă căldură în timpul comprimării, dar dacă comprimarea se face foarte încet, această căldură este cedată mediului înconjurător, mediului exterior, și temperatura rămâne constantă. Gazul nostru este tot timpul comprimării în echilibru termic cu exteriorul. La fel dacă am avea o destindere. Gazul, dacă destinderea ar fi bruscă, s-ar răci. Dar dacă destinderea se face lent, atunci el primește căldură din exterior, rămânând tot timpul în echilibru termic cu exteriorul. Deci și noi trebuie să presupunem că are loc o transformare izotermă și atunci putem aplica legea Boyle-Mariotte, care spune că produsul dintre presiune și volum, P ori V, este constant. Adică în cazul nostru, P1 ori V1 este egal cu P2 ori V2.
Noi știm cât este presiunea inițială, știm cât este volumul inițial, știm că putem exprima volumul final V2 prin produsul S ori X, așa că ar mai trebui să știm ce valoare are presiunea în starea finală. În starea finală, resortul va fi comprimat. Și asta înseamnă că presiunea dintre cele două pistoane va fi egală cu presiunea din exterior plus presiunea pe care o produce resortul împingând pistonul. Adică presiunea P2 va fi egală cu P0, presiunea din exterior, plus presiunea pe care o produce forța elastică din resort și care se poate calcula scriind forța elastică supra secțiune. Presiunea este forța împărțită la suprafață. Adică P2 va fi P0 plus K ori X supra S. Pentru că forța elastică este egală cu produsul dintre constanta elastică a resortului în cazul nostru și deformarea acestuia. Și acum putem să înlocuim toate aceste valori în legea Boyle-Mariot. P1 V1 înseamnă P0 înmulțit cu V1 egal cu P2. Este așa cum am scris P0 plus K ori X supra S înmulțit cu V2, care este produsul dintre S și X. Și avem atunci P0 ori V1 este egal cu P0 ori S ori X plus, aici S se simplifică, K ori X pătrat. O ecuație de gradul 2 în X. Să ordonăm după puterile lui X și avem K ori X pătrat plus P0 S X minus P0 V1 este egal cu 0. Singura necunoscută este X, putem să rezolvăm. Deci s-a întâmplat următorul lucru. Am avut sistemul pe care îl vedeți, un cilindru în care se pot mișca liber două pistoane, pistonul din stânga fiind legat de un resort inițial nedeformat, și o forță a început să împingă pistonul din dreapta, așa cum vedeți acum în desen, încet, încet, foarte încet, până când acesta a ajuns în locul pistonului din stânga și s-a ajuns la starea pe care o vedeți în al doilea desen. Am notat cu X cu cât s-a deplasat pistonul din stânga și am ajuns la această ecuație de gradul 2. Aici vedeți datele problemei și pentru că toate mărimile sunt exprimate în unități de măsură din sistemul internațional, putem să lucrăm direct numeric, e mai simplu. K este 500 N pe metru, deci avem 500 X pătrat, plus P0, 10 la 5 N pe metru pătrat, înmulțit cu S, 10 la minus 2 metru pătrat, înmulțit cu X și minus P0 din nou, 10 la 5, înmulțit cu volumul inițial 5 litri, adică 5 ori 10 la minus 3 metri cubi, egal cu 0. Și avem atunci 500 X pătrat plus, aici am 1000 X minus 100 ori 5, 500 egal cu 0. Ecuația se poate împărți la 500 și obținem x pătrat plus 2x minus 1 egal cu 0. Discriminantul este b la 2a 4 minus 4ac plus 4 egal cu 8. Și atunci x 1, 2 este egal cu minus B, minus 2, plus minus radical din 8, adică 2 radical din 2,
supra 2A, adică 2. Relația se poate simplifica cu 2, iar pe noi ne interesează doar soluția pozitivă, pentru că pentru noi x este o distanță, distanța pe care s-a mișcat pistonul din stânga, pe care a parcurs-o pistonul din stânga. Și o distanță nu poate fi negativă. Așa că soluția va fi x egal cu minus 1 plus radical din 2. Vedeți că asta rămâne după ce simplific cu 2. Adică x este aproximativ 0,414 metri. Sau 41,4 centimetri. Dar întrebarea este, ce valoare are volumul final? Volumul final, V2, este S înmulțit cu X, adică este secțiunea, vă amintiți, este 10 la minus 2 metri pătrați, înmulțit cu 0,414 metri, și atunci volumul final va fi 4,14 ori 10 la minus 3 metri cubi, adică 4,14 litri. Într-adevăr, gazul a fost comprimat. Inițial avea 5 litri și acum are 4,14 aproximativ litri. Și am răspuns la prima întrebare. Acum să încercăm să răspundem și la a doua întrebare, adică să calculăm lucrul mecanic efectuat de pistonul din dreapta, de forța care împinge pistonul din dreapta în timpul comprimării gazului. Atenție, în cele ce urmează, nu voi spune nicio minciună, nu voi face nicio greșeală, sper, și totuși răspunsul pe care îl voi obține, rezultatul pe care îl voi obține, este greșit. Veți vedea în final de ce, sau poate că veți observa, să vedem. Ecuația principiului întâi spune Q egal cu delta U plus L. Adică căldura schimbată de un sistem termodinamic cu exteriorul este egală cu variația energiei interne a sistemului respectiv plus lucru mecanic efectuat de acel sistem. Dar într-o transformare izotermă, temperatura fiind constantă, delta U este 0, pentru că energia internă este funcție de temperatură. Și dacă temperatura nu se schimbă, nu se schimbă nici energia internă. Ceea ce înseamnă că într-o transformare izotermă, L este egal cu Q. Și am arătat în cursul de termodinamică cu titlul lucrul mecanic, căldura și variația energiei interne, găsiți linkul în descriere, că lucrul mecanic și căldura, dar pe noi ne interesează lucrul mecanic, într-o transformare izotermă se poate calcula cu relația ν-RT logaritm natural din V2 pe V1. Întâi o observație. În cazul nostru, V2 e mai mic decât V1. Gazul este comprimat. Și asta înseamnă că logaritmul va fi negativ și asta înseamnă că lucrul mecanic obținut calculat va fi negativ. Asta e din cauză că această relație ne permite să calculăm lucrul mecanic efectuat de sistemul termodinamic, de gaz. Dar noi nu asta vrem să calculăm. Noi vrem să calculăm lucrul mecanic efectuat de pistonul din dreapta. Și acel lucru mecanic este pozitiv. Așa că voi inversa acest raport ν-RT logaritm natural din V1 pe V2 și acum voi obține în modul aceeași valoare ca mai înainte, valoarea negativă de mai înainte în modul. Dar mai avem o problemă. Nu știm cât este nici numărul de moli și nici temperatura. Însă avem ecuația termică de stare. Să scriem ecuația termică de stare pentru starea întâi. Avem P1 înmulțit cu V1 egal cu ν-RT. Și asta înseamnă că pot substitui în această formulă produsul ν-RT prin produsul P1-V1.
și valorile pentru P1 și V1 le cunosc. Și obțin formula L este egal cu P1 V1 înmulțit cu logaritm natural din V1 pe V2. Să vedem valorile. P1 este presiunea atmosferică normală, 10 la 5 N pe metru pătrat. V1 este 5 litri, 5 ori 10 la minus 3 metri cubi, înmulțit cu logaritm din V1, 5 litri, pe V2, 4,14 litri. Putem să lucrăm în litri, oricum nu are importanță, unitatea de măsură se simplifică, așa și trebuie, pentru că avem aici argumentul unei funcții logaritm. Aici, metru pătrat cu metru cub se simplifică, newton ori metru este joule. Deci e bine și din punctul de vedere al unității de măsură. Și avem lucrul mecanic egal cu 5 înmulțit cu 10 la a doua, deci 500, înmulțit cu logaritm din 5 pe 4,14, asta dă 0,1887. Dacă veți face înmulțirea, veți vedea că acest lucru mecanic este de aproximativ 94 de joule. Și pentru că, așa cum v-am spus la început, când am pornit rezolvarea, n-am făcut nicio greșeală, n-am spus nicio minciună, trag concluzia că acesta este lucrul mecanic efectuat de pistonul din dreapta în timpul comprimării gazului. Lucrul mecanic pe care l-am calculat este, într-adevăr, lucrul mecanic efectuat pentru a comprima izoterm aerul dintre cele două pistoane de la volumul de 5 litri la volumul de 4,14 litri. Dar problema întreabă cât lucru mecanic a efectuat pistonul din dreapta. Și acesta ar fi egal cu lucrul mecanic pe care l-am calculat doar dacă pistonul din stânga ar fi fix. Dar, deoarece acest piston este prins de un resort și în timpul comprimării gazului se deplasează și el spre stânga, obligă pistonul din dreapta să se deplaseze pe o distanță mai mare decât s-ar fi deplasat dacă pistonul din stânga era fix. Deci forța medie rămâne aceeași, dar pistonul din dreapta trebuie să se deplaseze pe o distanță mai mare și din cauza asta el efectuează mai mult lucru mecanic decât lucrul mecanic necesar pentru comprimarea aerului dintre cele două pistoane. De fapt, avem următoarea relație. Lucrul mecanic efectuat de piston, să notăm L indice P, este lucrul mecanic efectuat pentru comprimarea aerului dintre cele două pistoane, cel pe care l-am calculat, plus lucrul mecanic efectuat pentru comprimarea resortului, să notăm L indice R. Și noi l-am calculat doar pe L. Ca să putem răspunde corect la a doua întrebare, trebuie să calculăm și lucrul mecanic efectuat pentru comprimarea resortului. Și am arătat în cursul de mecanică, energia și lucrul mecanic, găsiți linkul în descriere, că lucrul mecanic efectuat la comprimarea unui resort pe distanța X sau la alungirea unui resort cu X se calculează cu relația K ori X pătrat supra 2. Adică în cazul nostru va fi 500 de newton pe metru înmulțit cu 0,414 metri la pătrat supra 2. Vom avea aici metru pătrat înmulțit cu metru, un metru se va simplifica, newton ori metru este joule, așa că e în regulă. Și dacă veți face calculul, veți vedea că lucrul mecanic efectuat pentru a comprima resortul este aproximativ 43 de joule.
Și atunci, lucrul mecanic efectuat de piston va fi L indice P. Lucrul mecanic efectuat pentru a comprima izoterm aerul dintre pistoane, cel pe care l-am calculat, aproximativ 94 de juli, plus lucrul mecanic efectuat pentru comprimarea resortului, aproximativ 43 de juli. Deci lucrul mecanic efectuat de piston va avea valoarea 137 de juli și nu 94 de juli, cât am dat răspunsul mai înainte. În concluzie, aveți grijă, lucrul mecanic efectuat de pistonul care comprimă un gaz nu este întotdeauna egal cu lucrul mecanic necesar pentru a comprima gazul. Uneori se poate efectua lucru mecanic și în exteriorul gazului. De pildă, dacă mai avem un piston, așa cum a fost cazul în problema noastră, sau dacă, de pildă, cilindrul se poate mișca, sau în alte situații. Greșeala pe care am făcut-o este aceea că am calculat altceva decât ceea ce cerea problema. Dar în final vreau să adaug ceva. Această greșeală apare de multe ori și pentru că întrebările nu sunt formulate clar. Și am ales această problemă pentru a atrage atenția celor care compun problemele, propunătorilor de probleme, realizatorilor de probleme, asupra unei cerințe care, din păcate, în ultimul timp este neglijată. Este vorba despre o regulă foarte importantă care spune că întrebările trebuie formulate fără echivoc. Este inadmisibil, mai ales în cazul examenelor, ca întrebările să fie ambigue. De pildă, în cazul problemei noastre, dacă a doua întrebare ar fi fost formulată astfel: cât lucru mecanic efectuează pistonul din dreapta pentru a comprima aerul dintre pistoane, n-aș ști ce să calculez. Deoarece întrebarea formulată astfel este neclară. Se poate înțelege și lucrul mecanic efectuat asupra aerului, adică ceea ce am calculat prima dată, cei 94 de juli, dar și lucrul mecanic total efectuat de piston. În schimb, formularea din problema noastră, cât lucru mecanic a efectuat pistonul din dreapta și atât, arată clar că este vorba despre lucrul mecanic total efectuat de piston. Sper că ceea ce v-am arătat azi vă va ajuta atât pe rezolvitori cât și pe realizatorii de probleme să evitați greșeli de acest tip. Mulțumesc pentru atenție, la revedere!